Hai să vedem că nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Asta este de penalti. A așteptat centralul confirmarea de la asistent pentru a vedea dacă a văzut faultul în careu sau în afara suprafeței de pedeapsă și apoi a luat decizia. Adrian Ilie cu o intervenție tare de tot asupra lui de avertisment. Da. Asta este intrare de avertisment dacă... Ce este? Dar cât de bine a curs acțiunea dinamovistă dintr-o atingere. Au jucat și din nou defensiva stelistă. A fost făcută și acmat Ghezali, pe punctul să reușească dubla. Suntem în al 9-lea minut al prelungirilor. Ghezali față în față cu Dincă. Ghezali! Și cu asta basta! 3-0! Dinamo îi administrează Stelei o înfrângere usturătoare. Scor de neprezentare. Nu-i vine să creadă. E clar lui Burcă, nu-i vine să creadă ce moment trăiește. Două goluri marcate de Ghezali, minutele 94 și 99. Cred că de-aia a bătut el, care 99 pentru că... Da, s-a întâmplat. A doua lui dublă, a mai reușit cu oțelul să marcheze două goluri într-un meci. Tot la o victorie cu 3-0 lui Dinamo. Pe arcul de triumf a fost acea partidă. Oțelul, repetăm, joacă mâine la Buzău. E gata meciul. E un 3-0 pentru...